Adina Vlad, make-up artist, ne arată care sunt pașii unui machiaj perfect pentru vară. Este potrivit pentru toate tipurile de ten și de ochi, iar în plus este extrem de luminos, deci cu siguranță va atrage toate privirile. Primul lucru pe care vreau să-l fac este să aplic un fond de ten, care să mă ajute să-mi acopăr diversele imperfecțiuni. Acum că a venit vara, prefer să folosesc unul mai light și oriunde am nevoie de acoperire mai mare, o să vin și cu un anti-ciarcă. Pentru ochi o să fac un machiaj care mi-e place foarte mult, e un fel de bronzy. Iau culori brune, voi crea o iluzie optică de ochi mai migdalat, un creion care este ceva mai închis la culoare și pe ten. Și așa obținem un ten foarte radios. Mie îmi place să ating un pic și între ochi. Și după iluminator urmează un pic de part de obraz. Zâmbesc, aplic fardul de obraz sub iluminator, ca și poziționare, dacă vreodată vă întrebați. Nu uitați să treceți un pic de fard de obraz și deasupra pleoapei, puțin pe nas. Și după ce aproape că nu mai aveți nimic pe pensulă, este foarte ușor să începeți să faceți un blending al tenului. Evident că avem nevoie de mascara. După mai multe straturi de mascara, îmi place să iau acest auriu din paletă, orice auriu, este același pe care l-am pus și pe pomeți, și să-l pun de la mijlocul pleoapei, acolo unde în mod normal ar fi pupila când închidem ochii și ne uităm înainte, și să-i stompez înspre arcade, spre final. Îmi place să conturez buzele într-o floare apropiată de cea naturală. După care iau pensula cu care am aplicat corectorul sau anticearcă, nu? Și deschid un pic culoarea. După care, cu un gloss într-o culoare foarte nude, după ce am terminat cu buzele, îmi place să iau un baton stick iluminator și să-l trec peste machiaj. După care, același baton stick iluminator arată foarte bine dacă îl trecem și pe umeri. Dacă aveți decolteu, nu uitați de clavicule și chiar și pe gât. Și cam acesta a fost machiajul pentru astăzi.